Hello, hello! Astăzi este o zi frumoasă, este soare, or să fie 23 de grade, sunt în București, am ajuns la Jumbo, sunt în Jumbo militari și haideți cu mine să vedem ce mai este nou la Jumbo! Din nou am ajuns acasă. După cum ați observat și din titlu, astăzi avem un haul din mai multe magazine și anume Jumbo, H&M și Auchan. Ați văzut și din imaginile pe care le-am inserat. Am fost la Jumbo, acolo magazinul era în organizare, deoarece deja primiseră produsele de Crăciun și majoritatea erau produse de Crăciun. Dar nu am vrut să iau nimic de Crăciun acum, deoarece mai sunt 2 luni până la sărbătorile de iarnă și am zis să iau ce-mi trebuia mie acum, ceva pentru toamnă. Și să începem cu produsele, să vi le arăt și vouă. Am luat așa o păturică care are dimensiunea, vă spun imediat, 130 x 160. Am luat-o deoarece mi-a plăcut culoarea, este un galben așa mai stins, mai finuț, este catifelată. Nu cred că o să o mai desfac acum. Nu este foarte groasă, dar eu zic că merge pentru perioada toamnei. Și aceasta a costat 30 de lei. Un alt produs pe care l-am luat sunt aceste pahare. Mi-a plăcut modelul și faptul că sunt cu negru. Mi-a plăcut acest model deoarece este așa finuț, elegant și m-am gândit că atunci când pun suc în pahar o să mă gândesc și o să beau mai puțin, nu o să beau tot paharul. Și mi s-au părut potrivite.
Ele au costat 3,50 lei fiecare. Tot în același sens, am luat și eu o farfurie de desert, tot neagră, este din Arcopal, și aceasta a costat, mi se pare, tot 3,50 lei. Da? Și tot așa, în ideea că să pun un desert mai micuț sau dacă pun un desert mai mare să mănânc jumătate din el ca să nu mă îngraș. Ce am mai luat? Am mai luat o cană din sticlă, care și aceasta mi s-a părut finuță. Și am zis eu că pot, deci este destul de mare, se poate pune supa în ea sau micul dejun, fulgi de ovăz cu fructe sau cu lapte, și am zis că este bună. Și deci aceasta a costat parcă tot 3,50 lei, da? Deci a costat 3,50 lei. Și am găsit și niște sticuri din acestea, acesta cu Be Happy și acesta cu Love, și am zis că merg lipite pe această cană. Acestea le-am găsit exact acolo unde erau cănile, deci sunt pentru căni, am impresia. Da, autocolant cană. Sticker și a fost, mi se pare, 1 leu, 0,99. Deci un sticker din acesta și am zis că pot să personalizez cana exact așa cum îmi doresc. Și ultimul produs de la Jumbo a fost această crenguță. De stejar, frunze de stejar și mi s-a părut așa elegantă. Este cu niște mărgeluțe lipite, după cum observați. Ea trebuie aranjată un pic când o puneți în vază. Merge pentru un aranjament de toamnă. Eu așa am luat-o, pentru aranjament de toamnă. Și are aici niște mărgeluțe lipite și a costat doar 2,50 lei. Este destul de înaltă, deci puteți să faceți un aranjament cu ea. Și acestea au fost produsele de la Jumbo pe care l-am luat de data aceasta. Să continuăm cu produsele, de fapt cu produsul pe care l-am luat de la H&M. De la H&M am luat ceva de îmbrăcat și anume această vestuță. Vestă, să nu mai zic vestuță, să zic vestă. Deci această vestă care este lila cu alb, mie mi-a plăcut, deoarece m-am gândit la să o asortez cu o cămașă albă. O să vedeți în continuare, o să pun și niște imagini cu cum vine această vestă cu o cămașă albă. Nu am avut o oglindă din aceea mare ca să vă arăt direct cum se așează, deci am filmat și eu cum am putut și o să vă arăt imaginea următoare cum vine această vestă cu o cămașă albă. Și a costat, dacă nu mă înșel, 40 de lei. Este mărimea S, mi se pare. Da, este mărimea S.
Următoarele produse sunt de la Auchan și anume am luat așa un pullover care mi-a plăcut tare mult culoarea și bineînțeles și el deoarece dă așa impresia de pufos, este bun pentru vremea rece și a fost mărimea M, da? Mărimea M, este o culoare frumoasă care este potrivită acum pentru toamnă și a costat 45 de lei a costat. Tot așa o să inserez câteva imagini cu el. Următorul produs, tot de la Auchan, am luat așa o helancă care este tot într-o culoare frumoasă, un galben, potrivită pentru sezonul rece. Are aici la mânecă niște năsturași, niște nasturi. Așa, aceasta a costat tot 45 de lei. Este un material finuț, adică nu zgârie. Și este în mărimea M sau L. Cred că am luat-o. Da, am luat un L ca să nu fie foarte strâmtă, să fie mai lărguță. Și ultimul produs pe care l-am luat de la Auchan este un set de tacâmuri care arată așa. Sunt 24 de tacâmuri și sunt din inox. Și acesta a costat doar 20 de lei. Deci, acestea au fost produsele din acest haul. Dacă v-au ajutat, dacă v-au interesat, eu mă bucur tare mult. De asemenea, vreau să vă amintesc să vă abonați dacă nu v-ați abonat, deoarece aș dori să fac și eu 1000 de abonați. Sunt deja pe YouTube de un an și jumătate, cred. Fac un an și jumătate în noiembrie, dar nu am adunat 1000 de abonați și m-aș bucura tare mult dacă v-ați abona. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc o zi minunată în continuare.